fac sulfiții, să începem cu începutul. Ce ar putea să ne facă în cantitate, în cantitate exagerată, evident, ce ar putea să facă organismul uman? Nu mă refer doar la ăștia foarte micuți, ci și la adulți. Da, este legat și de cantitate, însă nu numai, vorba și de sensibilitatea individuală, pentru că ceea ce ar putea să facă rău prezența sulfiților în alimentație și nu numai, este provocarea unor reacții alergice, care se manifestă prin flash-uri, deci înroșire, edem, manifestări similare cu cele din astm, însă nu s-a constatat că mai mult de atât, adică nu un șoc anafilactic sau alte probleme de genul acesta. Dar referim la cei care sunt cu teren alergic, adică... Da, aceștia sunt mai susceptibili de a face reacții alergice la cantitățile care se folosesc în mod uzual în alimente, în special în vinuri. Însă pentru restul populației o cantitate mai mare de sulfiți ar putea să producă reacții alergice chiar dacă nu există un teren atopic. De aceea, bineînțeles, este necesar ca cei care au o sensibilitate crescută la sulfiți să cunoască dacă există această clasă de elemente chimice, de substanțe în produsele pe care le consumă, iar noi, ceilalți care nu avem aceste probleme, să avem grijă la cantitate, să ne luăm produse care au o etichetă și pe care putem ști dacă există sau nu. Adică avem un pahar de vin și nu 5. Da, asta pe de-o parte, însă există și ar putea fi și contaminat cu o cantitate mai mare de sulfiți, de exemplu, vinuri făcute în curtea cuiva sau, adică nu există un control asupra cantității de sulfiți care se folosesc. Am înțeles, deci și controlul calității și da, deci pentru cât noi, ingerăm noi. În principiu, la un consum obișnuit, să spunem și de un litru de vin consumat într-un interval scurt, nu se întâmplă absolut nimic la o persoană care nu are sensibilitate la aceste produse. Cei care au un teren atopic, deci fac alergii în mod curent la sulfiți, o să se întâmple și de la un pahar de vin. Am înțeles. Ne referim, nu știu, la... Adică bănuiesc că într-o cantitate mai mare stresăm ficatul oarecum. Ficatul nu este neapărat afectat, pentru că nu asta este problema. Nu înghițim o cantitate atât de mare încât se producă o intoxicație. Problemele sunt doar de natură alergică. Deci acolo substanța respectivă generează un răspuns imun și se manifestă, așa cum spuneam, prin clasicele manifestări din alergie. În afară de vinuri, la ce să ne... Adică ne uităm pe etichetă, dar la ce să fim mai atenți? Deci, în principal, vinurile sunt cele care au cantități mai mari de sulfiți, dar sunt legale, deci nu este nicio problemă. Sunt folosite pentru a inhiba dezvoltarea microbilor în aceste produse. Însă pot fi adăugate la murături, la sucuri concentrate de lămâie, de exemplu, la diverse alte sucuri preparate care sunt se presupune că le vom consuma după o perioadă lungă, deci sunt ambalate. În gemuri se mai pot folosi, în produse de genul ketchup sau cremvuși sau cârnați, deci oriunde, anumite produse unde e nevoie de inhibarea microbilor, inhibarea germenilor. Se mai pot folosi, de exemplu, la aluaturile din care se pregătește plăcintă, din aceea care o pui la cuptor și imediat este preparat. Ceea ce e foarte important de spus, se folosesc inclusiv pe legume, pe fructe conservate, pentru că nu le lasă să decapă de acea culoare maro prin alterare. Deci, da, practic, da, le încetinește ritmul în care se alterează în mod natural. Există totuși, în acest sens, de mulți ani, o lege care spune că pe fructele și pe legumele proaspete nu se pot utiliza sulfiți, însă în produsele conservate este voie să adauge o cantitate moderată, o cantitate aprobată de astfel de produse, și aceasta ar putea să pună probleme la cei cu sensibilitate.
Am înțeles. Deci atenție, mă refer la atopii și în special bănuiesc la copii, că sunt mai... Copiii atopii este... sunt bănuiesc mai... Bineînțeles, copiii au o sensibilitate mai mare, la ei există astmul acesta care se manifestă de la vârste mai mici. Important este ca atunci când apare o reacție alergică, să încercăm să îi depistăm originea cu ajutorul medicului alergolog de preferat, astfel încât pe viitor să știm că să evităm acel produs și să ne uităm pe eticheta produsului dacă există sulfit, să nu îl consumăm.